Corul Bisericii Ortodoxe Române din Uzdin, dirijat de profesorul Daniel Cheț, a fost cel care a deschis mărețul eveniment, după care președintele Comunei Covăcița, Milan Garașevici, a salutat asistența și a inaugurat expoziția Curcubeul etniilor. Značaj ove manifestacije je veoma velik. Negovanje narodne nošnje obogaćuje našu kulturnu baštinu, obogaćuje kulturu cele Srbije, a potiče i događa se baš ovde u Zdinu, u našoj opštini. Lokalna samouprava sa mnom na čelu će uvek podržavati ovakve manifestacije i ovakvo udruženje žena. Bakice imaju našu punu podršku, hvala im na ovome, hvala im što ističu kulturu naše opštine, što je pokazuju svuda u Srbiji i hvala im na ovoj organizaciji danas, ponosan sam na njih. Președinta Asociației Femeilor Uzdine, Nebunicuțele, Ana Boier, a fost foarte mândră de felul în care s-a derulat cele două manifestări. A trecut și această manifestare, sunt foarte mulțumită, eu plec de la mine. A fost reușită, în primul rând am avut 20 de asociații care au venit din depărtare, care au trecut kilometri și kilometri ca să ajungă și au ajuns la timp și frumos. Sunt mulțumită. Lucruri multe, femei multe, lume a venit și din sat să vadă. Ne-au venit oaspeți din Pancova care au văzut pe Facebook că am reclamat aceste două manifestări și într-adevăr au venit să vadă. Ne-au venit îmbrăcați în diferite porturi, chiar și port macedonian am avut pe lângă portul slovac, maghiar, român, sârb. Și așa că pot spune că și de data aceasta a trecut bine și întotdeauna spun, poate că e ultima, dar acum numai sănătatea să mă slujească, cred că nu o să fie ultima, din cauza că tot mai multe prietenii avem și ne cheamă, dar și ele vin la noi. Am remarcat cu plăcere că în cadrul acestei ediții vi s-a înmânat un premiu din Nișca Banja. Da, am fost în Nișca Banja primul weekend din luna aceasta. N-am putut rămâne pe mâine zi ca să primim premiu. Nu am știut cămașă, am dat o cămașă pentru juriu și când am plecat acasă am luat-o, dar ne-a părut rău că nu știm niciun rezultat și când am văzut după ce ele au pus pe Facebook, am primit din nou cea mai mare mențiune sau premiu special. Am fost foarte bucuroasă. Sunt bucuroasă din cauza că aceste lucruri sunt făcute din strămoși. Noi nu facem nimica nou cu care să ne întrecem. Chiar nu ne nici plac așa cu întreceri, dar când am fost acolo, am făcut și noi ce a făcut lumea la altă. Însă acestea sunt toate porturi din trecut, de la străbunicile noastre și arătăm aia ce au purtat cândva. Înseamnă că noi n-am schimbat nimica, n-am pus nimica nou, chiar ceva lepădăm din ce s-a băgat nou să fie mai frumos, noi facem așa cum a fost originalul pe timpuri. Și cea de-a doua manifestare, cartoful, cel mai frecvent aliment, s-a bucurat, iată, și ea de un succes aparte, dat fiind că pentru prima dată, cred că am avut foarte, foarte multe feluri de bucate. Da, au fost foarte multe feluri, au fost și sărate și dulci, prăjituri diferite, tort din cartofi, mâncăruri preparate, foarte multe, nici nu știu câte au adus femeile. Fiecare a adus ceva nou și au încercat acasă ca să facă ceva frumos. Le mulțumesc din tot sufletul la fiecare care a venit aici și cu portul și cu mâncăruri și care au venit doar să ne vadă. Sunt foarte, foarte mulțumită. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.